E în ființa umană nevoia de a stăpâni pe altcineva. Hanul Mânjoală avea pe vremea aia titlul Timp nebun. Nebun. Era timpul în care ești îndrăgostit. Când am mers și am arătat scenariu, se uitau la mine, credeau că m-am pierdut o doagă. Păi cum să vadă tovarășul după Timp glorios pe plaiul de legendă, să vadă un film care se numește Timp nebun? Era nonsens. Și am pus condiția și așa de convins erau că într-un fel sau altul să se va descurca, că m-au lăsat. A avut finalul aprobat, care fusese că Ștefan și cu fata polcovnicului încalecă pe doi cai și fug. Pe urmă, între păduri apăreau oameni. Și finalul, care l-ați văzut și voi, unde Ștefan e complet depășit, e acolo, cântă afară Calist, arde hanul mânjoală, și nimeni mișcă. Și al doilea final. Nu e vorba de magie, nu e vorba de, dar există un prag în care, mai ales trăind la țară, e ceva atât de firesc, încât nu văd decât, cum se spune, încercarea de a desface, de a analiza, de a sfârma ceva ca să ai o explicație. Observ câtă lume vrea să fie logică și informată. Mai lăsați-vă sufletul să și trăiască. Eram cerut să facem premiere ale ultimului film în alte orașe și m-am dus la Iași să face proiecția, începe filmul. Eu eram pe rotonda afară să fumez o țigare și apare tovarășa Florea, care era secretara cu propaganda pe județ, se uită la mine. Până mâna pe gură, zice, Tufa, ești nebună. Ești complet nebună. Și a plecat. Și pe urmă altul, și altul. Le era frică să stea în sală, să vadă hanul dintre dealuri. Și spuneam, de asta e o poveste de dragoste, nimic altceva. Au plecat, au ieșit de sală. Știi cum am scris, Anca? Mama mea avea o amigdalită puternică și trebuia să-i fac injecții din 3 în 3 ore. M-am dus la ea acasă și ca să nu adorm, m-am dus în sufragerie, am luat o foaie de hârtie și am început să scriu orice. Orice prostie. Și am scris, de dragul tău, Anca era zâna mea cea bună, prietena mea cea mai prețioasă, un om de o valoare enormă, pe care o adoram și care era la Paris și nu puteam nici măcar să corespondez. Și am început să scriu și scriind despre Anca și a dat drumul creion și scriam. Într-o noapte am scris scenariu. Dimineața, gazul se oprea la 6 dimineața, deci eu trebuia să gătesc pentru toată ziua până la 6 dimineața ca să pot să fug
să ajung pe moșilor și să stau la coadă. Lapte și pâine trebuiau în fiecare zi, pentru că nu se puteai să iei trei pâini. O singură pâine, tovarăș. Și luam pâinea, luam laptele, fugeam înapoi acasă, puneam totul să pregătesc pentru copii, să îi spăl dimineața, să îi duc la școală, la grădiniță. Mă întorceam acasă, aveam câte jumătate de oră de pregătit, refăceam, când făceam storyboard-ul. Am învățat singură. Am descoperit roata de la bicicletă, am descoperit cum să-mi fac storyboard. Și de-aia filmam atât de repede, eram atât de eficientă. Și pe urmă venea la 8 mașina să mă ia pentru filmare sau montaj și voi, doamna Cristiana, dar ce bine arătați. Și eu spuneam, da, dragii mei, am dormit mult și a venit masăza dimineață și bă, am avut un masaj superb și eu munceam de 3 ore, dă-mi drdâia ficatul în mine. Și într-una dintre dimineți, burnița și trec ca să scurtez între niște blocuri noi construite și acolo stăteau față în față o femeie tânără. Umerii îi erau trași în jos de sacoșele grele pe care le avea în mâini. În fața ei un bărbat care o privea desperat. Și plouă. Și nimic nu se întâmplă. Am fugit, am luat pâine, am luat lapte. Am venit înapoi, începuseră să se deschidă ușile, plecau copiii la școală. Și ei doi tot acolo stăteau. Și pe obrajii ei, picături de ploaie sau lacrimi. Și timpul s-a oprit. Și m-a durut așa de tare ce s-a întâmplat acolo între ei și nu puteam să mă opresc să zic, hai să bem o cafea împreună, haideți la mine că stau aici sus. Asta a fost punctul de pornire, scena pe care am trăit-o. Pe urmă, în altă zi, era cu băiatul mic, treceam și pe moșilor, magazine goale complet, întuneric, beznă seara și în lumina pâlpâind a unui tub de neon și băiatul meu mă oprește, zice, te rog, cumpără mie bebelușul ăsta. What? Și mă întorc. În vitrina unde sus scria mercerie, vitrina complet goală, dar era spațiu, știi cum e, a unei vitrine, era un ghemuleț de om care dormea acolo. Și am intrat și am zis, bună seara, zic, pot să iau eu copilul ăsta? Și zice, vai, doamnă, zice, are hepatită și nu-l primește la creșă și uite în ce hal sunt, că sora mea e la fabrica de mase plastice și e în tura de după amiază. Și atunci ne potrivim, ea vine cu copilul și îl lasă aici să doarmă și ea merge la lucru, eu stau aici, că oricum n-am altceva ce face, nici să vând. Și așa am intrat în povestea acestor femei călărite de bărbați. Nu pot să spun altfel, Andrei. Erau umilite continuu de un soi de rut sălbatic al bărbaților, care puțin le păsa. Și ele trăgeau. Și stăteau la coz și găteau și veneau acasă
și își luau copiii. Și nu mai puteau să ridice cap. Și o vorbă bună a cuiva era o deschidere spre viață. Fapt e că am prezentat vreo 5 ani de zile la rând scenariul Sanda, bineînțeles că n-am reușit să trec și că imediat după Revoluție mă întreabă Marin Vladimir, avem un scenariu despre obsesia mea a doua, povestea unui galben și a unei parale, despre copilăria lui Vasile Alexandri. Și zice, ce vrei să faci? Alexandri sau Sanda? Și am zis Sanda. Ăsta e un film pe care l-am făcut în 5 zile, dar nu 5, câte 2 ore pe zi. M-am dus singură cu camera pe umăr în niște insule în Atlantic, Île de la Madeleine, și nu cunoșteam pe nimeni, nu cunoșteam nimic. Și am făcut un film care a trecut și etapele preliminare pentru 3 festivaluri mari. Nu am avut bani și chiar o să vreau să-l reiau, pentru că am filmat, poate că e cel mai drag film al meu. Am tot sperat, pentru că am continuat să scriu și scenarii. E, pot să-ți imaginez că așa cum sunt, eu tot mai sper că o să mai fac film. Era o epocă în care și ca studenți între noi era întotdeauna un soi de, nu concurență, ne urmăream unii pe alții. Și perioada în care erau admirați. Cu tare coleg a făcut filmul despre gândaci și răsturna cât un gândac cu lăbuțele în sus și îl filma. Vai, ce interesant! Vai, ce talent are! Nu eram așa. Era epoca în care colegă de-a mea de clasă chiar, venită din Bulgaria, era Sașca, și și-a făcut filmul cu un băiat care stă pe balcon și scuipă de la balcon, scuipă în stradă. Și câteodată era live, adică nu avea figurație, care trecea pe stradă. Și câteodată chiar nimerea. Vai, ce extraordinar film! Toată lumea era în extaz. Eram întotdeauna hărțuiți între ce era descoperirea ceva nou și pe mine nu m-au luat niciodată în seamă, pentru că eu eram pe partea elaltă. Eu făceam altfel și nu m-au apreciat, nu m-au iubit, nu m-au acceptat niciodată. Eu am fost la o parte. Unu. Nu mi-am ales-o. În viața mea au venit, uite așa, cavalurile din ocean, tot felul de întâmplări. Și întâmplarea face că nu am rezistat. Am mers, m-am lăsat dusă. La un moment dat, într-o zi de marți, o țin minte, 11 februarie,
s-a anulat ședința UTC la Tarom și m-am întors pe vremea aceea, nu știu dacă mai sunt și acum matinee la cinematografe, la cinematograful Aro, rebotezat Patria, era un film, sala era goală, dar filmul rula. Și am intrat, Iulia, n-am avut asemenea deliciu ani de zile pe urmă, pentru că era un film al lui Jan Nemeț din școala cehă și erau Diamantele nopții. Tot filmul, doi tineri gvind, căzând, răniți, urcau pe un munte să scape, îi simți că vor să scape. Era pentru mine absolut fantastic de frumos. Iar sora mea m-a întrebat și a zis, Mircea dă examen la regie de film și, bă, și zic, cine e Mircea? Zice, prietenul meu, dar face așa mari probleme. În fiecare zi când ne vedem că el dă examen, zic, dar ce e regia de film? A zice, o chestie unde nu-ți cere să înveți nimic pentru examen. Zice, îți cere să povestești, una îi spart urechile întotdeauna, îți cere cultură generală, slavă Domnului că ai, și bă, știi ceva? Du-te și înscrie-te și tu ca să îi poți spune diseară și sora mea de examen la regie de film și nu mai face atât pe nebuna. Faptul e că am trecut probele eliminatorii, am rămas să mă vreo 112, dar mi se părea ridicol, ușor. N-aveam cu cine vorbi, nimeni. Și pe urmă a început, mi-am luat concediu de la Tarom, erau 40 de zile lucrătoare. M-am dus. Doamne, ce prostie am făcut, mi-am zis. Aveam cursuri de marxism, de socialism, istoria cinematografului. Și așa am mers 2 ani de zile, tot ce s-a dat istorie de film, numai de carte, numai citind. N-am văzut un film. Dar Iulian Mihu, care era șeful clasei la clasa prima care fusese cu Gabrea Vaeni, așa reușea să scoată filme și să făceau seara, târziu sau chiar noaptea proiecții. Când Nikita, proiecționistul, nu era beat complet, pentru că am văzut filme care după ani de zile mi-am dat seama că văzusem altceva, pentru că el încurca bobinele. Era o nebunie. Bun, și pe mine mă lăsau pentru că vorbeam și germana și traduceam, de exemplu, filmele lui Antonioni erau piratate din copiile trimise în Germania și aveau toate dialogurile în germană. Și atunci mă lăsau și pe mine. Dacă nu, ne băgam pe sub scaune în rândul întâi. Eram mititică pe vremea aia și mă făceam mică și vedeam film. Asta a fost alegerea. Și am spus, bun, să termina concediul de la Tarom, mă întorc la zbor. Și atunci a fost un om care a spus singurul lucru bun în viața lui și în viața mea și a zis, știi ceva? Vezi cât de mulți vor să intre la facultatea asta. Stai până faci un film și vezi dacă merită sau nu. Și așa a fost. Am făcut primul film. Wow! Și am descoperit farmecul. Să poți cu o umbră, cu o lumină, cu o mișcare de aparat să dai ce dinăuntru. E, mi-a plăcut așa de tare că am rămas studentă la IATC. Am mers mai departe și restul e istorie.